Am uh, de, de acum două săptămâni, pentru că uh, bine, s-a trecută tu n-ai putut să intri. Ok, am avut o problemă și a fost și puțin terminat. Da. Și am că vom vorbi în seara asta despre, despre manipulare. Despre manipulare, da? Și manipulare religioasă, nu? Da, uh, manipulare așa ca, ca fenomen, să zic, uh -huh. sau ca formă de a, de a uh, comportament în care suntem prinși uneori uh, toți. Eu am fost, uh, spuneam că am fost la o biserică uh -huh. independentă și la un moment dat uh, am simțit că uh, o biserică destul de mare, nu știu dacă, Biserica Evanghelică. Am simțit că tot ce se făcea era un fel de manipulare a individului care vine acolo. Da. Și apoi m-am gândit la mine ca adventist când eram și la Biserica din care fac parte, dacă cumva am fost manipulat, dacă noi am manipulat pe alții, chiar mi-aduc aminte că într-o perioadă am lucrat ca misionar. Uhum. Și uh, era la întorsura Buzăului, nu erau adventiști acolo și trebuia să fac adventiști, să predic la, la oameni. Și cred că am, am folosit multe metode de a manipula. În primul rând, îi vizitam, îi duceam la moară, le făceam anumite servicii, îi, făceam, îi obligam într-un fel ca după ei să răspundă la invitația mea când le spuneam, vrei să studiem Biblia, vrei să a fi ceva despre Dumnezeu, omul nu mai putea să spună nu. Pentru că eu deja îl, îl obligam de o formă sau de alta că el să spună da. Și m-am gândit dacă cumva noi suntem manipulați, cum suntem manipulați, de exemplu, de, de mass media, de politicieni, dacă putem fi manipulați de mesajul religios, mesajul care noi îl avem din, din Transmit din prin educație. În fine, te las pe tine să abordezi subiectul ăsta și apoi uh, aștept întrebări din partea tuturor. Da, Silviu, pentru că subiectul e complex și e vast și vrem cumva să-l localizăm într-o zonă care ne este familiară, da. aș vrea să încep de la partea care ne este familiară la care te referi și tu, ceea ce numim lucrare misionară. De obicei, da? Și ca o referință, mi-a plăcut uh, foarte mult o idee odată pe care am auzit-o la un coleg uh, de al nostru, în România, în care vorbea despre pescuirea minunată și Petru a zis: Toată noaptea ne-am și n-am prins nimic, uh, dar acum e ziua și la porunca ta voi arunca mrejile. Și ce a subliniat acest uh, prieten al nostru a fost că uh, uh, mrejile se aruncă noaptea. În, în apă, pentru ca peștele să nu vadă, și să arunci reaja ziua, înseamnă că peștele vede unde intră. Și că Isus a, 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 le-a spus ucenicilor, practic, să nu folosească metode manipulative. Adică asta înseamnă la fiecare pas, ce, dacă tu, ca pastor sau ca misionar, vrei ca, mă rog, oamenii să adere la credința ta. Este ok, asta vrea toată lumea. Dar uh, la, fiecare, uh, la fiecare act de decizie, de opțiune, omul trebuie să fie ochii deschiși. Trebuie să. Gândească să fie decizia lui, independent de orice factor persuasiv. Și, mă rog, să ai aici o agenda ascunsă, cum spuneai tu, adică, de fapt, eu vreau să aduc la studii biblice, nu-i așa? Sau, cum făceam noi în România, făceam evangelizare și spuneam că suntem un grup care vrea să studiem Biblia și nu știu ce, dar, de fapt, noi, pe la urmă, vrem să-i facem adventiști. Și, cum oamenii că se prindeau. Să cam pierdeam cu totul, dar alții rămâneau. Dar hai să discutăm care e problema cu manipularea deci în, 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 Vreau să discut despre manipularea lumea neoprotestantă. Asta este, fiindcă tu ai vorbit de Evanghelicul, că asta lumea neoprotestantă. Okay. Cum începe istoria? Uh, istoria începe în secolul XVIII, în Anglia, în Statele Unite, un pastor numit Jonathan Edwards. Jonathan Edwards predică în America din secolul XVIII, în general în zone neurbane, predică în zona de frontieră, care nu este prea creștină. În timpul acela America nu era atât de creștină ca asta. Se vrea să încreștineze America. Și așa începe primul mare, prima mare redeșteptare religioasă în Statele Unite. A doua mare redeșteptare a fost când și ne-am apărut ca Biserica Adventistă. Dar atunci începe prima mare redeșteptare religioasă în Statele Unite, din care s-a născut mișcarea evanghelică din, din Statele Unite și apoi din toată lumea. Și ce face Jonathan Edwards? Jonathan Edwards le predica trei săptămâni despre Iad. Deci trei săptămâni predica numai despre mânia lui Dumnezeu și despre Iad. Cum o să fie în Iad. Oamenii sunt păcătoși, sunt vinovați, Dumnezeu e mâniat pe ei. Acești erau oameni foarte simpli, care nu gândeau prea mult. Și luau în serios ce spunea Jonathan Edwards. Și Jonathan Edwards vrea cu texte din Biblie, dar mesajul era acesta, eu sunt vinovat, eu sunt păcătos, Dumnezeu e mâniat pe mine, mă așteaptă iadul. După trei săptămâni, oamenii ajungeau la o prăbușire psihică. Erau seara de seară în tensiune. Era iarnă, mă rog, oamenii erau fermieri, iarna nu, nu lucrau, râul erau înghețate, deci nu, nu se de nici transport. Deci oamenii vreau seară de seară la evangelizare, în care îi ținea într-o permanentă tensiune emoțională, până ce ei simțeau că se prăbușesc psihic, dacă vreți, ca să o, o mărturie istorică, ceva mai târzie, dacă citiți schițele din viață Elena White, veți găsi că pe la 13 ani Elena White avea o astfel de stare, o prăbușire psihică, parțial și din cauza accidentului, dar mai ales din cauza vinovăției pe care o simțea și teama de iad. Deci asta era indusă, deliberat. După trei săptămâni, Jonathan Edwards venea cu mesajul, cine vrea să fie mântuit este foarte simplu, nu trebuie decât să-l primești pe Isus, L-ai primit pe Isus, ești mântuit, ești iertat, nu mergi în iad, ești protejat de mâna lui Dumnezeu. Cine vrea să fie mântuit, să vină în față și să vină la altar, facem o rugăciune și după aceea totul este rezolvat. Deci problema era foarte simplă și oamenii erau bucuroși că li s oferit o soluție. Veneau cu toți în față la altar, în genunchiau, Edward să ruga pentru ei. După ce se ruga pentru ei, la un moment dat, ce se întâmpla? Apărea un fenomen care mai apăruse în istoria metodismului. În timpul John Wesley, în istoria metodismului, mai apăruse acest fenomen, dar acum prea mult mai puternic. Oamenii, dintr-o dată, simțeau că s-a întâmplat ceva cu ei. Ei aveau o stare de bucurie, de ușurare. Uneori aveau, aveau anumite sentimente, de exemplu, oamenii cădeau jos, începeau să tremure din cauza acestei sentimente de vinovăție și după aceea se ridicau și începeau să zice haleluia. Haleluia, praise the Lord! Unii ori aveau viziuni, vedeau tot felul de lucruri, simțeau ceva, o transformare radicală și general, Edwards se spunea, asta însemnează că v-ați născut din nou, ăsta este e Duhul Sfânt. Și această paradigmă a dominat în continuare a mișcarea neoprotestantă. Dar ce se întâmplă? E ușor să pui pe seama unui factor supranatural. Mai ales când cazi jos, când începi să tremuri, când ești îngrozit și după aceea ai un sentiment de bucurie, începi să râzi, dintr un, 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 un exemplu, începi să râzi, începi să plângi, începi să fii fericit, începi să cânți și dintr-o dată lumea s-a schimbat în jurul tău și tu simți că ești o persoană nouă. Și bineînțeles să ai Duhul Sfânt și te-ai născut din nou, da? Și, dar ce s-a întâmplat în realitate? Jonathan Edwards, ca și John Wesley, fără să vrea, au descoperit o tehnică modernă, o tehnică care în lumea modernă se numește spălare de creier. Și uh, uh, analiza științifică a spălării de creier a început prima dată în Petersburg uh, cu fiziologul uh, uh, Pavlov, Nicolae Pavlov care făcea experiențe pe câini și studia problema reflexor condiționate și necondiționate. Cred că beculețul Pavlov apinde la tot sub în cap, da? Deci Pavlov, de exemplu, arăta că dacă când se aprinde un beculeț, îi dai mâncare câinelui imediat începe să saliveze. Dar dacă a prins beculețul puțin mai tare sau puțin mai încet, o altă nuanță, nu salivează. Și întotdeauna beculețul trebuie aprins exact la fel și atunci când ele începe să saliveze. Dar de multe ori și măcar nevoie să aprinzi beculețul, este un simplu semnal, un sunet și iar începe să saliveze și așa mai departe. Și Pavlov a avut mai multe experiențe pe când ca să vadă uh, cum funcționează cărul de mamifer, care acție la stimuli. Însă într-o zi s -a, a avut loc o inundație în Petersburg și laboratorul Pavlov a fost inundat. Câinii au intrat într-o stare de stres teribilă, erau închiși în cuști, nu aveau cum să iasă din cuști, apa creștea și câinii se tăiau doar cu botul la suprafață, total scufundat sub apă. A fost așa vreo două zile până când au intrat în laborator și au salvat câinii. Ce a observat Pavlov este că după această experiență, câinii și-au pierdut toate reflexele pe care le-a avut înainte, toate reflexele condiționate, dar s-a întâmplat și altceva. De exemplu, dacă câinele era prietenos cu tine, a devenit dușmanos. În schimb, dacă era dușmanos față de altcineva, devenea prietenos față de acea persoană. Deci se pare că toate aceste conexiuni între neuronii câinelui, să nu uităm că teoria neuronului era la început atunci, da? dar aceste conexiuni între neuronii câine, câinelui fusese total reformate. Erau cu totul alte conexiuni. Și Pavlov s-a întrebat ce se întâmplă și a avansat acolo o teorie anume despre, despre psihicul uman, că atunci când este supus unui stres foarte puternic, Omul trece printr-o schimbare de credințe și de atitudini fundamentale sociale. Trebuie să fie un stres puternic și o eliberare. Adică exact ce se întâmpla la Jonathan Edwards. Deci dacă comparăm inundația din, din laboratorul Pavlov cu iadul, care în seară de seară devenea tot mai real pentru, pentru credincioșii care ascultau pe Edwards și pe urmă, cu mânia lui Dumnezeu, cu imaginea lui Dumnezeu mânia și cu sentimentul vinovăției că ești pierdut, exact în, 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 același lucru se întâmpla și cu câinele scufundate în cușcă. Câinele nu are un psihic atât de complex ca omul, dar în ultima instanță nu este mamifere ca și câinele și câinele un animal destul de inteligent are un destul de dezvoltat pentru un un, 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 mamifer. Așa că ă, sunt niște lucruri comune. o altă... Cercerul Pavlov a fost uitate, practic, mai ales în America, nu e interesat pe american, pentru că, mă rog, era din Uniunea Sovietică și nu vreau să învețe de la ruși, dar s-a întâmplat un fenomen ciudat în timpul războiului din Corea. Anume, mai mulți americani au fost luați prizonieri și Uh, au apărut la televizor uh, denunțând. Uh, uh, deci a fost la scris în Corea de Nord și a fost supuși la reeducare cu anumiți uh, experți chinezi, reeducare, uh, maoisti, și aceștia au. După ce au fost supuși, mă rog, la reeducare, un timp, prizonieri americani, au fost puse în fața camerei și au făcut niște afirmații la televizor în care au denunțat imperialismul american, au lăudat comunismul chinez, mai ales comunismul chinez, pe Mao Zedong și comunismul nord coreean au spus că li s-au deschis ochii acolo în Corea de Nord, în închisoare, li s-au deschis ochii și au dat seama ce, 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 ce lucru rău a făcut ei că au luptat pentru America și cum acum vor să lupte pentru liberarea proletariatului, etc. etc. Uh, și americanii au înțeles, domne, omul este cu pistolul la spate, normal că spune ce să spune să spună și nu ne supărăm pentru asta, lasă să iasă din, facem totul ca să fie liberat din prizonierat și când va ajunge acasă, omul îi va jura și pe Mao Zedong și pe Kim și așa mai departe și comunismul. Dar nu s-a întâmplat așa. Deci oamenii au fost eliberați din, din, din închisoare și s-au întors acasă în America și chinezii știau ce fac. Eu eliberați și duceți-vă acasă, ok? Spre surprinderea lor, ei și-au păsat aceeași poziție în America, însă când vorbeai cu ei, parcă nu erau ei înșiși. Exact ca un creștin, aici o să merge comparația, ca un creștin care vorbește tot timpul de Isus, Isus, Isus și Dumnezeu și mântuire și nu se mai oprește. Cunoașteți asemenea creștini, care când îl întâlnești, vrea neapărat să spună de Iisus. te oprește pe sat, spune de Iisus. Vine la tine acasă, bate la ușă să-ți vorbească despre, despre Iisus, despre Dumnezeu, despre Biblie. Dar ce observ la omul ăsta? Că parcă nu e el însuși, parcă e un robot. Exact același lucru se a cu acești foști prizonieri din, Corea de Nord. Ei erau ca niște roboți, continuau cu același idei, imperialismul american, Mao Zedong, nu știu ce, lupta de clasă, bla 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 bla. Dar, practic, nu puteai discuta cu ei, parcă era o bandă registrată și mereu, mereu spuneau același lucru. Acum, psihiatrii americani și amintit de Pavlov, și atunci au spus, să-i pus că aici este o problemă. Și au început să, să cerceteze fenomenul și și-au dat seama că acești, acești prizonieri au fost supuși unui stres emoțional foarte puternic. Au fost luați prizonieri și au fost supuși unui mecanism, unei unei terori fizice sau și psihologice în celula lor, dar după aceea au început să li se dea anumite, anumite ieșiri. La un moment dat, cel care îl păzea s-a arătat bun cu el, s-a arătat de partea lui, vorbea frumos cu el, uite, tu nu înțelegi care e problema și așa mai departe. Era exact același fenomen ca la evanghelizorul Arving. După un, un stres emoțional foarte puternic, li se oferea o soluție, o rezolvare. Și ce se întâmpla? Spuneau acești psihiatri, psihicul este spart. Și după aceea este lipit la loc de cine vrea așa cum vrea el. Hemingway spunea, toți suntem sparți de viață, unii ne lipim la loc. Una e când te lipești singur la loc și aș vrea să fac aici o paranteză. Dacă ești spar de viață și te lipești singur la loc, religia te poate ajuta. Mai mult decât orice alt lucru în lume, religia te poate ajuta să te lipești singur la loc. Dar una e să te lipești tu singur la loc, alta să te lipească altcineva la loc. Și asta se întâmpla, deci psihul se spărgea ce da la presiune și după aceea cineva cu foarte multă dibegie, pas cu pas, îl ajutat pe acel om să-și reconstruiască psihul altfel. Și exact ca în cazul câinelor Pavlov, omul ura ceea ce iubise înainte și bea ce urâse înainte. Însă americanii au început să studieze fenomenul și să-i acuză pe comuniști că fac spălare de cărți, ceea ce era corect, cea mai mare spare de creier în masă a fost Revoluția Culturală Mao sedun de exemplu. Și aia a fost într-adevăr o spare de creier în masă, au început să acuze comuniștii că fac spare de creier și aveau dreptate. Numai că în același timp în America apare un fenomen nou. Și acest fenomen nou este, sunt ceea ce în americani numesc cult. Noi în România când spunem cult, înțelegem denominațiune biserică, religie, cultul adventist, de exemplu, da, spuneam. Dar în sociologia anglosaxonă cuvântul cult însemnează ceea ce numim noi sectă în România, dar sectă în sensul cel mai, cel mai îngust al cuvântului. Deci în America începe să apare un cult nou numit cultul umun. Cultul umun este tot din Corea de Nord vine. Reverend Moon vine din Corea de Nord și este un anticomunist foarte, foarte, foarte fanatic, aproape fanatic, și pentru asta are un suport puternic din partea Congresului American și din partea cia care consideră că face bine dacă e anticomunist. Dar acest Reverend Moon are o anumită doctrină. El spune că Isus nu a putut să ne mântuiască pe deplin, pentru că Isus nu a trăit experiența umană pe deplin, fiindcă Isus n-a fost căsătorit. Și dacă n-a fost căsătorit, însemnează că n-a trăit experiența umană până la capăt, n-a fost căsătorit, n-a copii. Așa că trebuie să vină cineva care să fie Isus, în sensul să fie Dumnezeu întrupat și să fie căsătorit, să facă copii. Și uh, uh, acesta e reverend Mun și soția lui. Reverend Mun este Dumnezeu întrupat și soția lui, vă mă rog, este soția lui, așa. Și... De asemenea, cei care intră în cultul lui Mun trebuie și ei să se căsătorească, dar căsătoria lor este făcută în masă. De obicei au o coroană pe, pe cap, mai nou au o coroană de gloanțe și sunt cu un pistol mitralieră totdeauna în, în mână, pentru că sunt gata să apre împărăția lui Dumnezeu cu gloanțe, împotriva comunismului mai ales. Dar ei sunt căsătoriți, le spunem Mun cu cine să se căsătorească și au nunți în masă, participă și așa mai departe. Și s-a observat, foarte mulți părinți au început să fie îngrijorați că își trimiteau copii la universitate în California să învețe. Era prada happy. Și te că copilul e razna, dar nu-și mai taie părul, nu-și mai spală, face ceva marihuana, rock and roll, te aștepta la chestia asta. Dar pe lângă foarte mulți tineri care deveniseră hippie și aveau proteste împotriva războiului din Vietnam, a, foarte, un grup de tineri, de familie înaltă, cu bani, cu educație, Entrasse na secta, Lomóna. Não me é grato saber-se. mergeau toată ziua din, din ușa în ușa ca să dea invitații la evangelizări și să facă studii biblice uh, sub bagheta lui Bun. Și cu acești copii nu mai putea să discuți. Era de vis total irațional. Nu mai știa ce se întâmplă cu ei. Uh, au început uh, anumiți, uh, iarăși anumiți experți să studieze fenomenul, dar pe măsură ce îl studiau, au apărut și alte culte în, în America și în toată lumea. Uh, și unul dintre, uh, de exemplu, una dintre cele mai puternice mișcări care există la data aceasta este una din ramurile Bisericii Pentecostale, care este, are cea, este biserica o creștere cea mai rapidă din lume și mi se pare că numeric este deja cam așa șasea din lume. Deci nu vorbesc de Biserica Pentecostală, de anumite ramura ei. Și această ramură a pornit din, din, Corea de Sud. Nu, din Corea de Nord, dar din Corea de Sud. Și uh, ei nu sunt comuniști, ei sunt anticomuniști, așa, în uh, paranteză. Și uh, ce caracterizează această biserică, care, la data aceasta, în, în Seul, mi se pare că acolo este, are uh, 900 și ceva de mii de, de membri. Numai într-o un singur, numai o singură comunitate astea, locală, a ajuns la 900 și ceva de mii de membri de la o simplă familie. Pastori socialiști și încă câțiva acoliți. Și ce se întâmplă este că acest pastor, care a fost prins cu fraudă financiară de milioane de dolari și alte chestii, dar uh, membrii nu, 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 nu vor să știe de nimic în privința asta, biserica e părțită pe grupe, pe grupe mici și tot ceea ce pastorul acela îi învață pe ei la, de la anvon și, bineînțeles, care prorocește, vorbește lipsi și mai departe. După aceea este discutată în grupe mici care au anumiți lideri și dacă cel mai bun într-o grupă este promovat, să conducă o altă grupă. Deci o grupă mică se multiplică ca o celulă, e o celulă care se împarte în două și totdeauna tipul care performează bine în acea grupă de studii biblice, se spune așa, devine lider într-o altă grupă și toți vor zâmbei lideri în alta grupă, bineînțeles. Și această grupă se evidențează, dar uh, ce caracterizează aceste grupe este că discuția, deși în aparență este liberă, este controlată foarte bine de liderul grupului care dă impresia că e discuția liberă, de fapt îl manipulează și întotdeauna este în necvățătura cu profetului și predicatorului. Biserica s-a crescut, a ajuns în toată lumea, a crescut canceros. Dacă vorbim de celule, astea sunt cele canceroase. Mulți au început să imite chestia asta în Biserica Adventistă prin anii 90. Se vorbea foarte mult de, de discipleship, de a crea ucenici că Isus a avut un grup mic de ucenici și așa trebuie să facem și să biserica să fie împărțită în grupe mici și aceste grupe să formeze alte grupe și așa mai departe, era o mantră. Dar la adventism n-a prea funcționat chestia asta atât de bine, din cauza că adventismul are totuși un anumit greunte de raționalitate care cumva, cumva nu, nu, face să nu funcționeze modelul ăsta. Însă a funcționat foarte bine la Pentecostali, cel mai bine a funcționat pentru costali și la marturile Jehova iarăși funcționează foarte bine, la, la evanghelici în general iarăși a funcționat și uh, chiar și catolici au început să adopte modelul ăsta, unii catolici harismatici au început să adopte modelul ăsta. Uh, despre ce este vorba? Într-o astfel de grupă, uh, și sunt multe astfel de organizații, The Family este una dintre ele, familia, așa-mi familie, uh, este faptul că cineva care trece printr-o astfel de grupă, apare aici un anumit mecanism iarăși. El, în primul rând, această grupă apare foarte prietenoasă, noi vrem să vorbim despre Isus, vrem să studiem Biblia împreună și începem cu Noul Testament ca să vedem cum a făcut Isus, nu știu ce, și, până ce spune mie Biblia aici, apare totul foarte subiectiv. Mie Biblia îmi spune cu tare și cu tare lucruri și așa mai departe. Și însă, ceea ce liderii întotdeauna încearcă cât se poate să izoleze pe membrii grupului de foști prieteni și de familie. Asta făcea și secta lui Mun și, așa, și alții. Și spun că prin acești care sunt din lume, care nu sunt în grupă, familia, prietenii, încearcă să te tragă de sub influența lui Dumnezeu și sunt această idee de noi și ceilalți. De asemenea, există un, anumite practici că se adună și de multe ori stau până târziu să studieze Biblia și atunci creierul este obosit și este mult mai, mai ușor de, 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 de influențat, să, să semeni de noi în, în el. Și uh, există de asemenea un alt aspect, anume că omul nu are viața lui personală. Tot timpul este cu cineva și că mergi să facă o decât doi câte doi. Totdeauna este sub în supraveghere. Niciodată nu este singur. Uh, celularul toate sunt supravegheate. Uh, interacțiunea lui cu lumea din afară este supravegheată. Informația este filtrată foarte mult. Să ai informație din afară, să ai informație numai dintr-o anumită bulă. Să ai o bulă de informație și pe măsură ce omul, omul se identifică tot mai mult cu acel grup și privește uh, cu ostilitate și teamă lumea din afara grupului, el practic ajunge la ceea ce se numește group adică gândire de grup. Omul nu mai gândește cu muntea lui individuală, gândește în grup. Acum, uh, toate aceste fenomene uh, noi ne-am trăit în Biserica Adventistă și în orice biserică sunt. În orice biserică sunt exerciții de spălare de creier și de manipulare. Însă există biserici la care practic totul este numai manipulare și există biserici în care uh, se respectă principiul berean. Dacă țineți minte, Pavel când era la, uh, la Berea... Uh, țineau o predică și iudeii aceia mergeau acasă și ei studiau Biblia și treceau ei concluziile. Nu, deci nu aveau grupe de studiu, să zic, în care Pavel să conducă, le conducă în să se studieze sigur acasă și ei treceau concluziile. Cumva în biserica noastră noi am avut un aspect berean destul de puternic, am fost încurajat să studiem și așa mai departe, dar pe de altă parte au fost și fenomene, de exemplu, noi și lumea. Dacă să filtrezi informația care vine de afară din lume prin canalele bisericii Dacă vrei să -și ai răspuns la o problemă și nu știi sigur, întrebe pastor sau întrebi un medic din biserică Sau un, un tip cu experiență din biserică, nu ai încredere ce spune lumea din afară De asemenea există și un alt aspect, deci frica Când am trăit foarte mult cu frica de judecată de cercetare dacă trece judecat de cercetarea asupra celor viști și eu mai am un păcat mărturisit, mi-am mi pierdut sufletul. Sau dacă vine decretul duminical, ce se întâmplă cu mine? Da? Deci eu merg într-o excursie în sabat și o cineva aruncă o minge. Da? Și am prins și am răcat înapoi. Și vine cineva și mă întreabă, dar ce vei face când vine decretul? Deci așa începem. Ziceam că nici apropo să ne jucăm în sabac cu mingea, dar când vine decât duminical, ne trezim că avem semnul fiarei, pentru că așa începe, alunecăm încetul cu încetul. Deci acest mecanism al fricii, de exemplu, al, fricii al, al grupului care te încurajează să gândești cu grupul și te dezaprobă dacă gândești în afara grupului. Tendința de a ne izola, de a nu avea prieteni sau rudele din afara bisericii, de a avea mediul nostru din biserică, noi toți suntem vulnerabili la aspectul acesta, nu putem trăi fără aprobarea altora. Și din cauza asta, astfel ne întâlniri cum avem noi, sunt foarte importante, mai importante decât credem noi. De ce? Pentru că noi, la un moment dat, dacă suntem singuri, și prietenii și rudele noastre dezaprobă felul cum gândim ceea ce facem, noi intrăm într-o stare de anxietate și în deal de sine foarte puternică. Din cauza asta avem nevoie să găsim pe alții care gândesc ca noi. Dar când cineva este practic izolat, izolat, deliberat, de prieteni, de influență, de, de, de influențe culturale și ținut numai într-o anumită bulă, persoana aceea nu poate să nu se lasă spălat la creier, adică nu se poate să nu înceapă să gândească ca, ca, grupul lui. Sunt anumite legi ale creierului care ne fac să, să fim așa. Și legile acestea au fost bune pentru supraviețuirea noastră. De exemplu, oamenii din cea mai mare parte din lor au trăit în triburi. Și ca să în, într-un trib cum trebuia să ai aceeași concepție despre lume, trebuia să, să gândești toți la fel pentru că altfel nu supraviețuia tribul și renunțea la individualitatea ta pentru că tribul să supraviețuiască. Deci acest instinct este puternic în noi. În era digitală, aici intrăm în altă problemă, era digitală, fenomenul acesta s-a amplificat extraordinar de mult. Pentru că în social media noi avem bule de internet, bule social media, în care practic și de bunăvoie, dar e și o manipulare care se face tot timpul pentru că Facebook, să zic, face bani din chestia asta. Și atunci îi face pe oameni să congregeze în anumite triburi digitale pe social media pentru că aceștia se generează mult mai mult profit pentru Facebook. Și atunci noi ne adunăm în triburi digitale oameni care gândesc la fel și nu ne mai interesează ce, decât ce se spune în tribul nostru. De exemplu, luați un, un exemplu concret. Puteți face singur această cercetare dacă vă luați pe Facebook. Veți vedea un lucru. Că dacă cineva crede că pământul e plat, să iau exemplu cel mai extrem, dar așa se mulțesc tot mai mult, mai ales în biserica pentecostală dar și în Biserica Adventistă, pentru că au apărut în care spun că Pământul e plat. Dar în Biserica Pentecostală, eu cunosc foarte mulți pe Pentecostali în America care cred că Pământul e plat. Bun, deci ei pe care cred că Pământul este plat. Și vezi pe ce site-uri intră ei. Vezi că pe acelea site-uri sunt teorii conspirative cu privire la COVID-19 sau teorii conspirative cu privire la încălzirea globală. Pe aceleași site-uri vei găsi teorii conspirative că alegerile din, în America cel puțin, alegerile din 2020 au fost furate de către democrați. Vei găsi iarăși ideea că Bill Gates vrea să o moare, nu știu câtă parte din populație și așa mai departe. Vei găsi, deci, mai multe teorii conspirative care întotdeauna, dacă te uiți, Anumite tipuri de teorie conspirative se întâlnesc în anumite medii în care oamenii au credințe diferite, dar este o intersecție între ei. să uh, un exemplu: dacă cineva uh, crede că Pământul a fost creat acum mii de ani, în șase de zile, 24 de ore, uh, acea persoană de obicei va umbla pe acele bule de internet, acele camere de ecou, în care se neagă încălzirea globală sau se neagă, se neagă faptul că virusul de COVID există. De asemenea, va merge pe aceleași, pe aceleași site-uri, va fi o teorie conspirativă că Putin vrea să salveze lumea și creștinismul și că este un complot împotriva creștinismului pentru a ne distruge credința, e un complot al ateilor și așa mai departe. Deci pe toate acestea le. Un om care crede că lumea a fost făcută acum 600.000 de, de ani, va merge mai repede pe un astfel de site decât unul care crede că metoda lui Dumnezeu în creație nu este descoperită în geneza și că ceea ce spre știință trebuie luat în considerare cu toată seriozitatea și așa mai departe. De asemenea, dacă cineva, de exemplu, ia Biblia literal, consideră că Biblia a fost dictată de Dumnezeu, persoana aceea va ajunge într-o foarte mare tensiune psihică. Pentru că el întâlnește un text în Biblie care zice, stai domnule, dar nu face ce spune aici. Pe urmă, întâlnește text care contrazice chestia, nu știe ce să mai, ce să mai creadă. Așa că va merge la undeva la un predicator, un evanghelist, un profet, orice ar fi, ca să-i explice ce se întâmplă. Și acela îi explică Biblia îi dă o anumită interpretare a Bibliei și el fiindcă să teme, spune în Biblie, să descopere voința lui Dumnezeu. Eu n că trebuie să facă lucrul acesta și fiindcă să teme, dintr-o dată el aderă o anumită formă de comportament, o anumită credință. Și asta din cauza că rațiunea lui îi spune că ceea ce găsește la acolo în Biblie nu e rațional sau nu este etic. Dar el nu gândește Biblia cultural istoric nu se gândește că Biblia poate să reflecte mentalitatea oamenilor de acum 2-3 mii de ani și obiceiurilor lor și concepțiilor morale. El se gândește așa spune Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune așa, îl începe să-i fie frică. Zice, stai puțin, dacă Dumnezeu spune așa, e foarte important pentru el ce fac eu cu viața mea și fiindcă nu se poate descurca singur în acest amalgam de texte și de, de de, mă rog, de precererea lui Dumnezeu, va apela la o anumită autoritate care se expuse să-l ghideze. Și deja el a ajuns și a dus la spate la cred. Deci este, mai întâi este frica, este neliniștea, e angoasa că e pedepsit de Dumnezeu, că e vinovat și cineva care îl ajută îi dă o anumită normă de comportament, o anumită religie. Și asta se întâmplă permanent, dacă să îngustez puțin orizontul, dacă priviți în Biserica Adventistă, din care suntem majoritatea. Observați că oamenii de obicei frecventează acele predici pe YouTube și acele site-uri care vin cu chestii extreme. De ce? De ce atrag lucrurile extreme? Pentru că ei au o permanentă teamă fiindcă nu înțeleg care e voința lui Dumnezeu, sunt foarte confuși când citesc Biblia și cineva care îmbrățișează o astfel de atitudine și două o soluție extremă, trebuie să face așa ca așa și zice Dumnezeu, lor le oferă o, o, o soluție. Dar ce se întâmplă? Așa cum am spus, asta se numește spălare de creier. Ești spălat la creier, adică... Uh, nu este vorba că ți-ai schimbat concepțiile. Este vorba că structura de bază a personalității tale este demolată și reconstruită. Asta se întâmplă de mai multe ori în viața noastră, în procesul creșterii. Dar atunci când cineva din afară de control, și de obicei a control numele lui Dumnezeu, și folosește sentimente sau nevoi religioase, care nevoile religioase sunt legitime, cu tot simțim nevoia de Dumnezeu dar folosește nevoile religioase, atunci practic omul acela a luat control asupra minții tale. Ca să închei câteva deci criterii scurte. Prima problemă sunt emoțiile primare. Orice biserică care aperează sau orice care aperează la emoții elementare, emoții de, fie că sunt emoții de frică, fie că sunt emoții de bucurie sau emoții religioase puternice, te spală creier. De ce? Pentru că din punct de Hai să găsim puțin logic. Există o lege descoperită de Pavlov numită legea inducției reciproce. Un stimul foarte puternic inhibă alt stimul mai slab. Atunci când te doare măseaua și dintr-o dată te sperie cineva, simți că nu te mai doare măseaua. Fiindcă stimulul mai puternic a inhibat stimulul mai slab. Durerea de măsea, oricât ar fi de puternică, dacă era gata să dea mașina peste tine, bun a evitat și urmă, nu mai mai doare măseam, da? Este o lege fiziologică. Acum, emoțiile au mai multă forță fiziologică decât gândirea rațională. Emoțiile au la bază procese chimice în organismul nostru, glande cu secreții interne, neurotransmisitor, foarte puternice, simține, bate inima, se schimbă fiziologia, pe când gândirea, gândirea logică, nu are o bază fiziologică atât de puternică, are o bază fiziologică foarte slabă. Deci atunci când e supus la un bombardament emoțional, tu nu mai gândești logic. Atunci când nu mai gândești logic, foarte ușor ți se bagă o anumită idee. Această idee, la rândul ei, poate provoca alte, alte emoții primare, de frică, de... Mă rog, de, de suspiciune față de lume și așa mai departe, care întărește procesul acesta de paralizare a gândirii logice. Și așa se face că omul ajunge să nu mai gândească, el este manipulat de emoții. Însă, cineva gândește și cel care gândește, regizează tot acest registru emoțional. Și în același timp, pentru a te poți elibera. Dar ca să nu te eliberezi, tu trebuie să fii ținut într-o bulă de informație și într-un context social destul de îngust care toți gândesc la fel. Ca să, atunci nu te mai poți elibera niciodată. Uh, uite că am spus că închei, dar vreau să închei cu un alt exemplu. Din păcate sunt trist că folosesc acest exemplu. Silviu spunea de metodele care le folosea ca misionar și eu le-am folosit. Da? Ce ne explica noi Mark Finley în România? Se spunea așa, ținea seminarii cu noi, cum să-i conduci pe oameni la decizii de exemplu, Mark Finley spune așa. Deci, întotdeauna faci apelul uh, gradat. Ca tare, tu încep, vrem să cunoaște Biblia, mă rog, nu știu ce. Cine vrea să mai studieze Biblia, ia o, o decizie. Vreau să mai studiez Biblia, să merg la studii biblice și așa mai departe. Pas cu pas și duci mai departe. Da? Cine vrea să faci la un seminar de profeție, vreau să seminar de profeție, încep să duci mai departe. După aia le explici că sabatul este ziua de odihnă, le explici că trebuie să legea lui Dumnezeu, apoi le explici care este biserica adevărată și că e biserica adventistă, dar tu nu le spui de la început că vrei să faci biserica adventistă, asta merge pas cu pas, după aceea le spui de zecimi, e foarte important, însă ce e mai important este să lași la sfârșit o predică, nu știu dacă l-aș aminte, la Mark Finley și în general la Doug Bachelor și toți misionarii adventiști care ultima temă. De obicei să merge pe 28 de seri, da? Și ultima temă totdeauna e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și să dă explicație. Dacă ai aflat adevărul și îl respingi, ai păcătit împotriva Duhului Sfânt. Deci ai aflat în aceste seri, tu ai aflat adevărul, ai aflat care e adevărată zi de odihnă, că trebuie să ți legea, ce trebuie să mănânci, care e biserica adevărată, că trebuie să dai zicemile la biserica adevărată, Acum, ți se dă o, o, o opțiune. Vrei să te botezi sau nu vrei să te botezi? Omul trage singur concluzia că dacă refuză botezul, la păcătuit potriva Duhului Sfânt și păcatul acesta nu va fi iertat. Nu spune evanghelistul. Omul ajunge singur la concluzia aceasta. Aici e băgat elementul de teamă. După aceea, altă idee a lui e foarte, foarte importantă, zice. Când, atunci când se face un apel ca oamenii să vină la altar, întotdeauna trebuie să cânte muzica. Și fă apelul pe muzică. De ce? Pentru că folosești partea emoțională. Și de asemenea, zice, zice el mai departe, atunci când se face chemarea la altar, voi care sunteți membri în biserică, sculați-vă în picioare și veniți la altar. De ce? Pentru că dacă pe orând de 10 membri ai bisericii și este un vizitator sau doi, dacă voi vă sculați în picioare, să vă sculați și ei în picioare. Da? Mai întâi vă sculați în picioare, să sculați și ei în picioare. După aceea, apelul, când faci apelul de a veni la altar, ține pe oameni în picioare. Nu-i nu, nu nu lăsa să stea jos. Pentru că uh, când omul e în picioare... Uh, psihologic, el vrea să facă ceva, să așeze jos, dar nu se poate așeza că toată lumea e în picioare și atunci va fi mult mai în clasă la altar. Deci observați că aici e manipulare perfectă și dacă uh, toți stați în picioare, va și în picioare, dacă toți veniți la altar, va veni și el că nu vrea să rămână în urmă. Uh, nu știu dacă vi s-a întâmplat să fiți într-o într biserică adventistă și undeva, un pastor să țină o predică și la urmă, mă rog, să fie o muzică foarte frumoasă și să spună, acum dacă vrem să luăm de la început să fim adventiști adevărați, să ne pocăim, să nu mai face compromisuri cu lumea, cine vrea să facă acest lucru să se ridice în picioare? sau, și ca să ne rugăm pentru ei. Și toată lumea se ridică în picioare și tu ești singurul care stai jos. Cum vă simțiți? Te și tu în picioare. Că ce zic frații, că ești acolo lângă ei, da? Sau vii și tu în față. Deci toate aceste mecanisme sunt de manipulare, dar nu sunt atât de puternice la noi în biserică, din cauza că există și o anumită istorie în biserică admisă de analiză logică a Bibliei și de gândire independentă, care e bună, zic eu, și trebuie să o încurajăm, dar sunt practici care, în general, le-au le descoperit evanghelici americani și sunt sprare de cărți și manipulare. Deci sunt multe discutate, însă sunt prea multe și timpul este, este scurt, așa că o să o aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă discuții, Ok. E mulțumim mult de tot. Uh, vreau să îți pun o întrebare. Ai vorbit despre, uh, despre, metodele astea de manipulare. Dacă scopul este bun, pentru că tu vrei să întorci un suflet care e pocale pierdută și vrei să îi faci un bine, pentru bine veșnic, nu să-l salvezi. De ce, de ce să nu folosim metodele astea? Da, foarte bună întrebarea, Aici e mai neapăcată. Uh, și m-am gândit și am crezut așa, am crezut așa și părinții de multe fac așa. Părinții sunt primii care își manipulează copiii pentru că vor să le salveze sufletele. Uh, și de multe ori le împiedică accesul la anumite cărți, la acces. Foarte mulți părinți, de fapt, împiedică o experiență socială a copilului, împiedică maturizarea pentru că se simt mai în siguranță când copilul rămâne mai infantil, mai ușor de condus. Asta este problema cu câtiți pe membrii mai infantil, mai neinformați, mai, mai speriați cu atât mai ușor să le salve sufletele. Și dacă le salve sufletele, de ce nu? Pentru că pierderea e veșnică dacă își pierde sufletul. Aici e problema, marea problemă din care eu mi-am schimbat gândirea. În ultima instanță, oare Iisus, ce zice Iisus? Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos. De asemenea, Iisus spune în Ioan capitolul 10, toți care au venit înainte de mine sunt tălhari. Și e foarte dură afirmația asta. Toți conducătorii religioși sunt tălhari. Practic, spune Iisus, în afară de mine. Eu cred că scopul nostru ca părinți, ca educatori, ca pastor, ca evanghelici, ca ce vreți, este să-i ajutăm pe oameni să vină ei înșiși. Să își, să își aibă de mâna lor. Să facă alegerile pe care le facă deliberat, să le facă rațional, să nu le facă sub impulsul, impulsul emoțiilor. Un lucru unde să cerem noi furtuna acum, și numai noi, ci toată lumea religioasă, mai ales în Statele Unite, este, nu știu dacă observați, că la membrii bisericilor, cel mai mult gândesc asta la Pentecostal, pe locul de la baptiști, dar și la adventizi, este foarte multă chestia asta. Există la data aceasta un fenomen de manipulare politică foarte puternică în lume și uh, manipularea politică vine și din stânga și din dreapta, dar uh, în general e mult mai puternică din partea dreaptă, din cauza că partea dreaptă apelează la emoții mai puternice, la instincte mai puternice, la frici temeri mai puternice. Adică vreau să spun pe mine, dacă îmi spune cineva că vai, bietul transgender n are voie să concureze la olimpice, vai ce suferă, eu îmi mai zic să-l ia nu știu cine, puțin îmi pasă mie de transgenderul la cine l-a pus să facă transgender, da? dacă îmi spune cineva, stai, vai ce săracul ăsta că este homosexual și uite că e discriminat la locul de... Mă zic, ok, omul e homosexual, asta e presul care plătește și am fost discriminat pentru alte lucruri. Deci nu mă impresionează. Dar când cineva spune: Uite, este un complot ca să ni se ia libertatea religioasă, să ni se ia Bibliile, să le facă pe toți atei și homosexuali, nu știu ce, să le facă copii homosexuali, aia mă sperie. Da? Și este, este la data aceasta o foarte puternică manipulare politică. Și dacă observați ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie în Statele Unite, în 2020 și dacă priviți imaginile cu oameni cu cruci, oameni cu trâmbițele de, de, la Erihon, ca să dărâme capitolul, oameni care au acolo o placarde, Iisus e mântuitor meu, Trump este președintele meu și chestii din astea, Trump e ales lui Dumnezeu, etc. etc. Oamenii aceștia se mânați doar într frică, dar toți, toți sunt în biserici evanghelice. Ei sunt membri biserici evanghelice și spunea un pastor baptist care a publicat un articol de curând în, în, în revista Salon. Zicea așa, oamenii aceștia pe care o cunosc eu foarte bine din biserici noastre niciodată nu s-ar fi să facă un act violent sau de dezordine publică. Dar ei au crezut tot felul de teorii conspirative că suntem atacați de satanism, de nu știu ce, că ni se bagă un chip prin COVID și așa mai departe, că Trump e salvatorul. Pentru că ei, în bisericile noastre, au fost învățați să creadă tot ce li se spune, să nu gândească și să primească informația doar din surse de biserică. Așa se face că, la data aceasta, noi suntem foarte vulnerabili la manipulare politică, din cauza că în biserică am fost învățați să fim manipulați. De exemplu, am fost învățați să nu punem întrebări, să nu ne îndoim. Aici e o mare problemă. Termenul de true believer, adev adevăratul credincios ceea ce caracterizează fanaticul politic este că a fost învățat într-o biserică să nu pune sub semnul îndoiele niciun mesaj politic. Oricine ar fi politicianul respectiv care îmi vorbește, eu mă îndoiesc că el e sincer. Primul lucru de la care plec este că el mă minte. Orice culoare politică ar avea, spună să e pulceană să mă minte. Da? Hai să cercetez faptele pentru mine. Dar dacă ai trăit într-o biserică, în care ai fost tot timpul învățat, că vorbește fratele de la voi, n-ai voie să te îndoiești, că vine satana și să stăpânește mintea. Tu ascultă și notează și ascultă și, și făce ce ți s-a spus și să nu uiți. Asta e un mod de a fi spălat la creier. Și atunci tu ești deja pregătit să fii manipulat de alții uh, politic. Așa că problema pe care vreau să spun aici, Silviu, dacă noi pe tineri, mai ales, îi educăm să fie manipulați, fiindcă spunem că le salvăm sufletele, vor veni alții mai rez decât noi și îi vor manipula mai bine decât noi și le vor distruge nu numai Sufletul, viața asta o vor, le vor distruge cu totul. Deci dacă un cineva n-a fost învățat în Biserică să gândească cu mintea lui, să gândească critic, să se îndoiască, dacă a fost învățat că principala virtute este să crezi și cea mai mare uh, uh, crimă este să te îndoiești. Persoana aceea a învățat să nu se îndoiască niciodată, să nu-și folosească gândirea critică. Vor, sunt o mie de forțe în lumea asta, dominată de internet, de mass media, de tot felul de, de jucători oculți în lumea aceasta, o mie de forțe pregătite să se cerce în noi, să ia o minte care nu știe să se îndoiască, nu știe să analizeze critic un mesaj, o astfel de minte să o ia și să o, 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 să o manipuleze. Așa se face că eu cunosc foști adventiști care au plecat din Biserica Adventistă, nu din cauza că au avut prea multă gândire critică și au devenit de independenți în gândire, ci din cauza că au dat de un alții care au manipulat mai bine și au băgat într-o extremă politică sau religioasă. Deci, răspunsul meu e acesta. Este, ori, este esențial ca or de câte ori educăm oamenii în biserică să-i învățăm să gândească cu lor, să gândească critic, să se îndoiască de tot ce le spunem noi. Este esențial pentru că altfel vor veni alții, nu noi vom fi aceia, alții vor să cera ceea ce asemenea noi. Și practic îi distrugem pe acea pentru intenția bună de a le salva sufletul. Ok, Ieri eu mai am o întrebare, dar aș vrea să-i dau cuvântul lui Cristian Dogaru, care ridica mâna. Mulțumesc frumos, dar înaintea mea a fost Vili. Să dea drumul la. el s-a anunțat până prin de ah, așa. Okay, bine, bine. Să dea Christa. drumul la microfon și da. să pun întrebări, Vili. Bine, Vili, și pe urmă eu. Da. Da, că... Foarte bine, foarte frumos. Salut, Vili! Salutare, salutare tuturor! Am două întrebări, dacă mi se permite. Să... Uh, una ar fi uh, cum explică știința? Așa zisele, așa numitele, până la urmă, și în scriptură, și nu numai, întâlniri ale omului cu Isus, cu Dumnezeu, cu acele revelații. Dau așa, un exemplu, sunt multe. Pavel îl întâlnește pe Isus sau Isus îl întâlnește pe Pavel, îl dă cu el jos de pe cal, da. în sfârșit, și schimbă din temelie viața. Asta ar fi o, o primă întrebare cum, cum s-ar explica astfel de uh, lucruri, fenomene, în care, dincolo de uh, influențele familiei în ce privește modelarea, modelarea uh, caracterelor copiilor și sau societatea, guvernele și alte puteri, școala, uh, ce se întâmplă acolo, până la urmă, Uh, în, în acea întâlnire, dacă există, este doar o părere? Asta e o, o primă întrebare. Și a doua întrebare ar fi... Uh, Vili, și ai zis că ai două exemple. Celălalt exemplu? În regulă, o singură întrebare. Mulțumesc. Bun, Vili, poți să pe pe a doua. Mai întâi știința nu are toate răspunsurile. Știința e de aia, știință că nu are toate răspunsurile. Și, și a, doua, a doua întrebare, haideți să, poate așa. A doua întrebare ar fi cum, cum explicați pentru mine o necunoscută chestiunea asta. Cum a reușit creștinismul de la uh, un popor care era persecutat și mergea senin la uh, rug? Să persecute la rândul lui. Da. Bun. Foarte să bun. Cum, da. cum, cum anume s-a întâmplat treaba asta de la cruce, de la suferință, la putere? Da. Da, mulțumesc. Prima întrebare. Deci vreau să încep cu prima întrebare. Știința, da, e știință că nu are toate răspunsurile și nu are pretenția care are toate răspunsurile. Aici se vorbește știința de filozofie și de teologie. În general, filozoful și teologul pretind că au toate răspunsurile. Omul de știință n-am toate răspunsurile. Deci există fenomene ale minții care nu pot fi explicate științific. Există aspecte ale existenței care nu pot fi explicate științific. Eu am sunt ieri o emisiune pe oxigen despre problema minții. Sunt anumite descoperiri recente care sugerează că mintea noastră operează pe baza legilor fizicii cuantice, mai degrabă decât ale fizicii clasice. Da? Și când vorbim de fizica cuantică, sunt foarte multe necunoscute acolo. Dar cert este că, vorbind mai ales de, 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 de știința clasică, de fizica și chimia clasică, este foarte clar că știința nu poate să spună ce e conștiința omului, da? de exemplu. Nu poate să explice voința liberă și, având în vedere că nu le poate explica, sunt fenomene legate de conștiința omului, de, de, de viața lui lăuntrică, dacă nu există o explicație însă ceea ce ne poate explica știința, asta vreau să-l unde ne ajută pe noi știința, este că în mod clar când este o manipulare, o pute... știința o poate descoperi. Deci eu zic că orice experiență spirituală, ar fi bine să ne întrebăm, în primul rând, dacă este o manipulare. Asta e ideea. Și așa cum am spus, sunt anumite legi ale fiziologiei care sunt folosite pentru a manipula creierul nostru și pe acestea le, le putem destul de ușor identifica. Ca să iau un exemplu, că Pavel a văzut pe Iisus. Cu da? siguranță, eu nu mă doresc de faptul că Pavel a văzut pe Iisus. Nu mă îndoiesc că tu și de puțin de chestia asta. Nu mă îndoiesc de faptul că au existat revelații ale lui Dumnezeu. În același timp, sunt convins că există foarte, foarte, foarte multe situații care se explică psihologic. Pentru că sunt multe experimente care... Uite, vreau să spun, în anii 60, când se avea voie să faci experimente psihedelice, acum e interzis în toată lumea medicală să face experimente cu droguri pe mintea omului, dar în anii 60 se făceau. se făceau sunt experimente. Și s-a făcut un experiment că la mai mult stâni LSD, și au fost duși la Biserica Catolică. Toți erau sceptici. Toți erau sceptici și li s-au dat și au fost duși, la Biserica Catolică să participe la, la, mă rog, la serviciul acela de părtășanie, când preotul face ca, trupul, ca pâinea să fie trupului Isus și așa mai departe. Deci au participat la acest servici și unii dintre ei au avut o revelație clară în care au, au văzut clar că, într-adevăr, pâinea e trupul lui Isus și unul dintre ei s-a făcut preot. Unul dintre ei s-a făcut preot. E clar că acea revelație a fost provocată psihedelic. Dar omul a fost atât de impresionat că și după ce, și după ce a fost, a că a aflat că, a, fost psihedelică revelația, el, a, devenit credincios. credincios. CIA a făcut foarte multe astfel de experimente. A fost un program în, în America care nu știu dacă mai continuă, un program practic criminal, în care se a făcut foarte multe astfel de experimente ca să vadă cum ar putea rușii să le facă, au zis ei, da? Adventiști și și-au fost implicați în astfel de experimente, o persoane halate albe. E, e, se pot. Deci, ce vreau să spun, știința se arată că se poate induce o astfel de experiență psihologică, emoțională, se poate uh, patologic, psihedelic, o astfel de experiență se poate induce și cu cât înaintăm în, în psihologie, în psihologia experimentală, cu atât mai mult lider religioși se instruiesc în, în, psihologie experimentală. Asta făcea Marfine la un nivel foarte de amator în România. Asta au făcut și alți pastori români și ne învățau și pe noi să facem. Eram însă amator la chestia asta. La data aceasta, de exemplu, cel mai, cel mai, uh, frecventat curs la Andrews University, mi se pare cel puțin când eram eu acolo, era acela de... Uh, 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 acela de, să nu spun manipulare religioasă, dar asta era termenul de cum să faci uh, servicii divine creative. Da? Spirit field, umplute cu spirit. Dar interesant că nu știu de unde venea spiritul, că ți se sugereau toate modele, de exemplu, să folosești rock and roll la muzică. Era una dintre ideile folosite de ăsta de uh, Russell, uh, Russ, mai cum în sfârșit, uh, tipul pe care l-a cotonogit compatriotul nostru, Baciu, l-a bătut nostru, care și era pe droguri atunci. Dar uh, rock and roll, muzica, există două, există muzică de tip psihedelic cum este rock and roll, cum este high hop, cum este uh, și alte trance și așa mai departe. Deci ce face această muzică te creează o stare psihedelică. Pe când dacă l-a pe Bach, pe Beethoven, muzică clasică, nu știu ce, devii meditativ. Deci folosești alte părți ale creierului. Când asculți muzică bună, sunt folosite, cortexul este folosit. Când auzi anumit tip de muzică, sunt folosite mecanisme subcorticale, apelează la, la amigdala, la hipocampus, hipotalamus, apelează la zona animală, pe când altă gen de muzică apelează la cortex și ni se recomanda exact stilul de muzică care apelează la partea de emoție primară. Asta era ideea. Dar asta învățam la un seminar adventist. De asemenea, eram învățat că nu trebuie să apelăm la rațiune, ci să apelăm la emoție. Pentru că așa crezi bisericii, să deau exemple, de la din Georgia, Cambria, am trimis la Willow, cred că ajunge Chicago, la Omega Church, care e extrem de avansat în manipulare, ca să învățăm cum se fac servicii divine. Și foarte mulți pastori adventiști au încercat să facă astfel de experimente, au fost să bani de la conferință, să facă astfel de experimente ca să concurăm și noi cu pentecostale, care crește și noi scădem. Numai că e un lucru foarte interesant, am mers la adventiști. Asta e foarte ciudat. N-am zis niciodată la adventici treaba asta. Și de asta zic că e un semn bun. Pentru că pe adventiști poți manipula altfel, să vii cu fanatism extremist din asta, cu talibani, cu asta îi poți manipula, cu teorii conspirative, cu papa, acolo îi manipulezi pe adventiști perfect. Dar cu chestia asta emoțională, în general, adventiști nu au putut fi manipulați și la fel catolicii. Catolicii și adventiștii, se pare mai puțin pot fi manipulați așa, sau protestanții tradiționali. Adică acele biserici care au mers pe, pe partea mai rațională. Nu mai puțin. Dar trebuie să și la a doua întrebare. Da, dar înainte să te răspuns, că tot suntem aici. Cumva mesajul adventiștilor, că vine Domnul și că se închide Harul, și că trebuie să fim sigilați, este un mesaj manipulativ? Da, da, Tine? da. Și că să termine judecată de cercetare. Da, da așa este. Da, este duminical și că se închide da. harul suntem e un mesaj manipulativ. Te ține, pentru că, Silviu, bisericile noastre sunt foarte plictisoase, trebuie să recunoaștem, da? Deci serviciul divin, devine, destul de plictisoase și de-aia unii încearcă să vină cu chestia asta, hai să facem și noi ceva rock and roll, să mai facem ceva spirit, Duhul Sfânt. În America este un pastor adventist român care are o biserică în care îl dă Duhul Sfânt. Îl spune mâna pe frunte și ca jos. Și mai mulți colegi de-ai mei de vârsta mea au fost într-un grup de studii teologice cu echipurile, tot cu Duhul Sfânt, cu Rușuce, cu chestii din astea, fiindcă oamenii simt că e uscat totuși și încearcă să aducă ceva nou, dar e manipulare. În schimb, manipularea care merge la și este altă, ca să-i la biserică. Îi spui așa, ce faci tu dacă vine decret dominical și tu ești, Silviu, ce faci tu dacă vine decret dominical și tu ești cu familia la plajă? spune și mie, la ocean, da? Pentru o zi la ocean ți a criticat toată veșnicia. Te-a prins semnul fiale, ți l-a pus pe și terminat. Așa că ideea cu decretul dominical este o puternică manipulare la noi. Dacă nu vii sâmbătă la adunare, când se va da decretul dominical, va veni la adunare să-i aresteze pe frați și Isus va interveni pentru ei, pe când tu ești cu ea din Babilon. Este, într-adevăr, altă, altă manipulare în tema de spiritism, iarăși, obsesia spiritismului adventist și foarte puternică și altă formă de manipulare. Ideea că judecata de cercetare, când te prinde, trebuie să nu mai ai niciun păcat, nemărturisit și nepărăsit. Adică ideea vieții fără păcat. e foarte o formă de manipulare pentru că totdeauna tu și cei ce e păcat și ce păcat. Chestia cu păcatul e foarte, foarte eluzivă. Asta o fi păcat sau nu o fi păcat? Și atunci, ca să fiu sigur, trebuie să zic, ok, tot ce mi se pare că e păcat, nu mai fac. Dar apar alte idei care atunci, a... dar asta o fi păcat și așa mai departe. Și teama asta te face să treci într-o permanentă tensiune, că vine judecată de cercetare asupra ce și ești pierdut. Ideea că dacă judecat de cercetare te găsește mâncă mânc mânc carne sau nu numai carne și subproduse animale, iarăși vei fi pierdut și acum avem în America o biată adventistă naivă care e de viață în pușcărie și cred că pe nedrept nu trebuia să-i dea o pedeapsă de aspră, dar că și-a mărut copilul pe care l-a răptat, practic, prin neglijență, dar ea nu prin neglijență, ea a vrut, aș vrea ca trebuie să intervină pentru copilul ei și la, practic l-a făcut să moară de foame. Pentru că copilul nu putea digera ce de-aia de să mănânce și s-a terminat cu toată treaba asta. Deci există teama asta adventistă ca formă de manipulare, să te ținem biserică, să te facă vegetarian, să nu joci mingea în sabă și așa mai departe. Există. Dar form forma de manipulare care în care excelează pentecostalii în general și evanghelicii, la noi este mai puțin. Noi, în privința asta, suntem la fel ca calviniști, ca luterani istorici, ca catolici. Ne vrem întotdeauna și o explicație rațională. De multe ori, explicația rațională e falsă. Dar vrem să ne se explicația explicație rațională. Da? De ce să fac chestia asta? Și chiar dacă, cum am spus, explicația rațională de multe ori e falsă, însă, dacă accept o explicație rațională falsă, faptul în sine că vreau o explicație rațională, îmi dă șansa să mă eliberez de ea. Pentru că dacă eu zic, ok, adun explicație logică, eu peste 10 ani s-ar putea să scopră că logica are găuri. Și atunci m-am eliberat de ea. Însă dacă nu aplezi doar la rațiune, ci numai la ce simt, și numai la teamă sau la, nu știu ce, senzații uh, harismatice, atunci nu am nicio șansă să stăm de, de acolo. Dar acum a doua întrebare care a pus-o pe trebuie, merită răspuns. e problema care este? Eu să vă vorbesc din experiența mea de pastor. Eu înțeleg foarte bine chestia asta, da? Mi-aduc și acum aminte timpul, că mi-am dat seama că sunt beată de putere. Nu prea multă putere n-ai ca pastor adventist, dar ai o anumită autoritate. Și țin minte când a fost un moment, când eram la uh, Comitatea Cort și uh, niște tineri mi-au spus că au făcut o anumită inițiativă și vor să facă nu știu ce. Și dintr-o dată reacția mea a fost, dar de ce nu m-ați întrebat pe mine? Asta a fost primul lucru la care m-am gândit eu. Ah, și... nu, Edi, dacă îmi iertare că te întrerup. Eu nu m-am referit la chestiuni mărunte, de atitudini mame, nu știu ce, ci m-am referit la creștinism în mare. Cum anume s-a reușit o întreagă biserică gata să se sacrifice, a trecut repede și a pus la niște băte. Răspunsul la De exemplu, că ai spus că nu vreau lucrurile mici. Hai să foarte bine. Continuă, că ai început foarte bine. Ioan, iartă, te-am întrerupt, da? Să nu, no, no, da, da. Așa... Da. A treia Ioan, a treia Ioan. Ține, ține minte. Când Ioan îl avertizează pe uh, preubitul așa, gai, uh, așa, Gaiu că uh, îl trimite pe Dimitrie, dar Diotref nu vrea să știe de nimeni. Bun. Diotref vrea să protejeze credința. Uh, și dacă vine Dimitrie, mă rog, el nu este de acord cu să teme că va fi influențarea și nu vrea să accepte nicio cază de limite. Deci acolo e chestia măruntă, acolo nu e vorba de inchiziție. Biserica e persecutată. Dar e un prezbiter care este convins că el Apărând credința, apărându-și propria autoritate și apărând credința. Spune Ioan că Diotref nu vrea să știe de nimeni numai autoritatea lui. Asta este deja pe timpul când Ioan este în viață. Deci, dacă mergem puțin, doar o gen... nu următoarea generație, practic doar 20-30 de ani mai, mai încolo, Ignațiu, epistolul Ignațiu. Ignațiu merge să fie martrizat la Roma și trimite niște epistole la Biserică bisericile creștine pe drumul lui și Ignațiu este îngrijorat de influența agnostică în biserica creștină în secolul II și pe bună dreptate și îl oferă o soluție. Și care este soluția lui Ignațiu? Să stea toți strânțunici în jurul episcopului. Episcopul, singurul om care avea o Biblie. Era episcopul, Biblia era scumpă. Da? Episcopul era singur care avea Biblie dar să ascultă ce spune episcopul, că dacă nu, 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 te supui la autoritatea episcopului, ajungi, ajungi să te rătăcești. Lucrurile merg pas cu pas înainte, pe timpul lui Constantin, deja când Constantin uh, favorizează biserica creștină și apoi biserica creștină va deveni uh, pe la uh, 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 380 devine singura biserică legitimă în Imperiu. Deci, în procesul acesta, pe măsură ce oamenii au putere, oamenii devin tot mai beți de putere. Și puterea te orbește. Tu crezi că faci voia lui Dumnezeu. Ei nu sunt nesinceri. Ei cred sincer că fac voia lui Dumnezeu și că e nevoie ca autoritatea lor să nu fie chestionată. Cine chestionează autoritatea lor este împotriva lui Dumnezeu, dar lucrul să-l vezi la Elenoit. Că și Elena dacă o să dă cap ca asta, când la un moment dat, că dacă cineva era împotriva ei, că e împotriva lui Dumnezeu, împotriva spiritului profetic, nu? Formă, sunt pastori foarte zeloși care când cineva îi contrazice, au impresia că omul e împotriva lui Dumnezeu și sunt alții care zic că ai ceva cu pastorul ăla, ești, ai ceva cu Dumnezeu. Deci e un proces psihologic normal care se vede numai în biserică. Și în mișcări politice se vede totdeauna. Din cauza asta, să zic, singurul sistem care funcționează este un sistem imperfect numit democrație, care are mecanism de, de check and balance, ca să țină în șah, judiciarul, executivul și legislativul să țină în unul pe altul și poporul mereu poate să voteze și poporul face mai greșeli. Dar poporul învață din greșeli și votează cum trebuie. Pentru că dacă dai autoritate unui om în care ai încredere, acela va ajunge să folosească autoritatea lui împotriva celor care îl contrazic și împotriva dizidenților. Asta s-a întâmplat cu comunismul, cu fascismul, s-a întâmplat cu, întâmplat cu Biserica Catolică Nevul Mediu, se întâmplă cu Biserica Adventistă. Biserica Adventistă are o închiziție, dar nu este atât de dură, nu te arte pe rug. Dar o închiziție, adică vină în Biserica Adventistă cu o idee, cu o idee străine, da? Dacă nu poți demonstra, e ok, te turează, dar dacă le pui niște întrebări la care n-au răspuns, dacă nu ți pot argumenta, atunci ajung la concluzia că tu ești de satana. Și practic încep să te lovească. Bun, noi nu avem puterea rugului sau puterea statului, dar de dacă am avea-o, am folosit o fără, garantez, în câteva generații, dacă am putea, mă oameni pentru că sunt eretici. Nu, nu mă des de asta. Ok, uh, Cristian, te rog frumos. Uh, frate, ați avut perfectă dreptate despre tehnicile uh, astea, cum se cheamă, manipulative, uh, pentru că în primii doi ani de seminar... La noi venea unul care tot a dat din poate să ajungă președinte de Uniune, dar n-a reușit, dar nu le spunea tehnici de manipulare, le spunea tehnici de evangelizare, cum s-a adus sufletele la Hristos. Asta e Cristescu. Nu la decizii. Da, da, ne preda nouă Hristescu cum să facem că dacă un pastor, un viitor pastor, nu aduce suflete la Hristos, nu e bun slujitor și prin. Nu e un înțelept slujitor și prin chestia asta, uh, indirect, ne manipula și pe noi să folosim uh, metodele manipulative lui marfinei și ale domniei sale. Uh, uh, nu știu cum să zic, uh, un copil într-o familie, dacă aplici ca părinte tehnici manipulative, nu vei face din copilul tău un individ independent în gândire. Vei face unul care să-ți mănânce din, din palmă. La fel, la fel, și cred că din punctul meu de vedere, va fi un copil handicapat. La fel, se vrea și în biserică. Se vrea manipularea ca să nu facă din membrii, membrii cu rațiune să judece tot felul de probleme, ci să facă din membrii lingăi du-te la pastor, pupă-l, spală în ureche, dependența asta, mă scuzați că poate limbajul meu e mai colorat decât acela de biserică, da? Îmi place să spun unele chestii chiar pe șleau. M-am săturat de capcanele astea de șoareci care să prindem să facem. E bine. Ca subiecte de manipulare în Biserica Adventistă, că aminteați ceva și de Pentecostal. Este, cred că, zecimea. Dacă pastorul se uită acolo în borderou și vede că a scăzut zecimea, îți strântește o predică din Maleahi. Dacă tinerii sau anumite persoane încep să studieze, vei auzi într-un sabat 2, 2, predici despre întoarceți-vă la cărele vechi. Mai lasă, la, Deci sunt o grămadă de tehnici manipulate populative în, în, biserică, care nu aduc, care, deci se vrea ca membru să fie, să aibă poziția ghiocelului, să fie manipulat și dependenți de, de pastor și de, 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 conducere. Am ascultat astăzi o predică, o predică, nu știu ce a fost aia, dar adio libertate o pe YouTube, în care vorbitorul respectiv, pastorul, spunea că noi avem semnul fiarei. Ce trebuie noi să facem acum este să scăpăm cât putem de semnul fiarei. Și zicea dumneavoastră că semnul fiarei, de fapt, e cardul bancar. <laughs> că el niciodată, cât a fost angajatul uh, Uniunii și a conferinței, n-a -a, -a vrut să primească salariul pe pe card, deși toți colegii lui primeau așa, el voia chiese în mână. Probabil că voia să simtă bani, nu așa, nu, nu cazul. Deci sunt o grămadă de. ați avut dreptate, de tehnici manipulative. Să mă ierte Dumnezeu că și la rândul meu, în practica pastorală, copiind exemplele, zicând că aduc pe oameni la Hristos, de fapt, și da, Domnul Silviu. Suntem chemați din lumea asta să facem bine oamenilor, dar nu având scop uh, ca să-i faci adventiști. Că nici Isus Hristos n-a predicat oamenilor și nu le-a făcut bine ca să-i facă ucenicii lui. Pur și simplu asta era treaba lui, munca lui, asta trebuia să facă. Punctul meu de vedere, adică este bine că facem, de asta am și fost chemați și ne cheamă Dumnezeu să facem bine oamenilor cât putem, dar nu având scop manipulativ. Adică Dumnezeu nu zice că dă soare și ploaie și peste bun și peste răi. Asta nu cu scopul ca tot să devină mântuiți. El așa face. Deci nu cred că e rău să facem bine, dar nu, adică e bine să facem bine, dar nu rău este cu scopul manipulativ ca tot să devină exact cum erau uh, niște oameni I-au zis lui Sebi, țărțărău. La aia care nu au... Dar și Lucian Cristescu ne zicea nou. Aia care vedeți că nu prea au așa interes, nu se merită. Nu și la lui, lui Sebi la fel Nu le da ajutoare lor, că -au, De celor care vezi tu acolo că vor să se boteze. Când și Sebi a fost foarte inteligent, bravo lui, nota bine, că le-a răspuns Dumnezeu nu face uh, bine oamenilor cu scopul de a fi mântuiți. S a făcut și la bun și la rău și va face așa cât va fi Universul. Da, Cristiana, no, -ai, ai dreptate. Ai, dreptate. No, ai, perfectă, ai perfectă, perfectă dreptate și cred că se cere ceva curaj, anume. Se cere Dar curaj. cred că ar trebui și noi să fim un pic educați din partea domniilor voastre, din partea ta, de exemplu, cum să ne ferim de anumite chestii de astea de manipulare de asta religioasă sau uh, în, în biserică? Da, da, eu cred că uh, sunt două aspecte care eu cred că sunt esențiale, dacă nu chiar trei. Primul este acela atunci când emoția, când emoția predomină, întotdeauna e manipulare. O anumită emoție, mai ales emoții primare. Uh, dacă e de exemplu, cum este televizia prin cablu acum, în, în Statele Unite, uh, sunt anumite posturi de TV și de talk-show care de, de 20 de ani, când sunt în America, când ne aud, tot timpul apelează la mânie și frică. Și dacă 20 de ani supus la un bombardament de mânie și frică, e foarte ușor să se întunecă rațiunea și poți să fii manipulat. A doua problemă însă, care iarăși mi se pare foarte importantă, trebuie să fim deschiși la informație. Noi am ajuns da. să ne că dacă aflăm anumite lucruri, ne pierdem credința. Și spunem, nu mă interesează aspectul acesta, lucrul acesta nu mă ajută cu nimic pentru credința mea. Tocmai pentru că nu te ajută cu nimic pentru credința ta, trebuie să cunoști lucrul acela. Să el, da? Deci trebuie să analizez pentru că dacă, dacă cumva ești, să zic, într-o poziție greșită, nu o să sperzi mântuirea din cauza că ai aflat adevărul, nu o să-ți din cauza că îți schimbi credința pe bază unor dovezi raționale, eu nu cred că Dumnezeu ți-a dat 180 de miliarde de neuroni ca să-i să ții pe ai de la acolo. Noi avem... Ceea ce ne face, noi după asemenea Dumnezeu este tocmai rațiune și voința liberă. Păi, tocmai la trebuie să renunțăm acum ca să fim mântuiți. Nu mai gândim cu mintea noastră, nu mai alegem liber, ca să și fim să că ajungem în cer, că ne duc alții în cer. Asta spune Iisus când spune calea ce largă, da? Nu merge cu turmă. Nu merge cu turma că ai un sentiment de siguranță. Trebuie să-ți asumi această angoasă, această existență examinată care este dificilă. Dar trebuie să-ți asumi această datorie de a gândi cu mintea ta și a face alegerile independente de alții. Asta e viața ta, ți a dat o singură viață, cel puțin în lumea asta. Trebuie să o trăiești. Ai de făcut niște alegeri. Trebuie să folosești mintea ta niciodată Dumnezeu nu te va pedepsi pentru asta, pentru simplu motiv că nimeni nu face aici ceva perfect. Toți greșim, toți ne rătăcim, toți, uh, dar creștem încetul cu încetul. Așa că eu spun, trebuie să avem și curaj. Curajul să, să fim noi înșine, să ne temem să fim noi înșine, că ce zice biserica, ce zice pastorul. În momentul când ești la un caz, o să vezi că și biserica și pastorul uită de tine. Îți garantez. Exact, exact. Lasă-i în pace. Uh, Daniel, Mulțumesc. La... Mulțumesc, salutare tuturor! Uh, <coughs> nu, nu sunt total de acord cu Yedi. nu este o întrebare, o să fac un comentariu, dacă îmi permiți, Edi. Uh, eu cred că orice prezentator, orice politician, orice pastor și orice om care se apucă la o discuție, poate nu să zic, în care să-și pună un punct de vedere începe să folosească o anumită tehnică pentru ca să uh, prezinte punctul lui de vedere. La nivel personal, dacă de vorbă cu cineva, este mai rudimentar, dacă prezintă în fața, eu știu, unei televiziuni, este mai, uh, mai ordonat, mai elevat, ok. Întrebarea mea, unde este diferența între influențare, pentru că, eu cred că, uh, am, citit, uh, am citit acum încă o dată și definiția, cum uh, o spune în dicționar și la manipulare, eu cred că dacă tu ai un scop bun, crezi în el și uh, îți e drag uh, să îl ajuți pe celălalt, uh, sunt oameni care cerșesc pe stradă și te uiți la el, are 25 de ani, bă frate, ce nu muncești, cum îmi mie, se întâmplă mereu, îmi mie, un... cum să-ți dau un euro, nu-ți dau un euro, nu-ți dau deloc, pune mâna și muncește. Și până urmă te gândești puțin, băi, dar omul ăsta poate are o problemă aici, da? <coughs> Dacă aș sta de vorbă cu el, să-l conving să lucreze. <coughs> Întrebarea mea, e manipulare? Nu, e influențare pentru că eu vreau un scop bun. Eu cred că oamenii trebuie să muncească și că ar fi sănătos pentru el să muncească. Bun, între, cazurile, între cazul ăsta și cazul pe care îți spuneai tu, unde este manipulare, uh, unde apare manipularea și se termină influențarea? Asta Daniel, e Sunt de acord cu tine. Acum, vezi că este vorba despre demonstrație logică și persoasiune, ca să zic așa, da, ce numește influențare. Deci, e logică și retorică. Un avocat, un avocat, un politician, un scriitor, întotdeauna apelează și la emoții, la exemple care au rolul lor de a-l face no. pe un adevăr. Problema este însă atunci când, când, e vorba de manipulare, argumentul logic lipsește și nu mai lipsește, e o altă problemă și aici nu e vorba doar de intenție bună. De obicei, cine te manipulează face niște greșeli logice intenționate. Deci, mă întreb aspectul logic. Vorbind de cel emoțional, spun apelul la emoții primare. Tu îl manipulezi, să zic, tu vrei să-l pe omul ăsta să muncească, da? Și foarte bine. Dar dacă tu te apuci și spui și, și ce se întâmplă, dacă tu nu muncești să vezi că o să, o să vină și o să te ia și o să te împuște, să mai știu ce chestii, deci îl speri cu ceva, atunci sau speri pierzi mântuirea și eu ce chestii, atunci e manipulare. Cu scopuri bune. Și nu dacă, că dacă, e ceva ideal. Da. Da. dacă e ceva ireal, te dacă e ceva ireal. Da. Okay. da, nu, dar și faptul că folosește o emoție foarte puternică. Adică, de exemplu, tu să zic în loc, loc să-l convingi cu argumente constructive că e bine să muncească, de exemplu, îi dai un sentiment de vinovăție foarte puternic omului. El poate să se simtă foarte umiliți, să se rușineze, că uite, tu nu muncești și îmi să nu știu ce. Eu cred că asta e un, e un aspect greu atunci, că e manipulare emoțională. Adică când aprezi niște sentimente din acestea, uh, uh, un exemplu, chiar de exemplu, care a dat-o, poate că are o problemă mentală. Da? Și tu îl faci să se simte foarte vinovat că omul să ajunge să se lucide, da? Că nu poate să muncească sau ajunge să la alcoolism din cauza asta. Deci, asta e registrul emoțional, dar vorbim de registrul logic. Aici cred că trebuie să un aspect foarte important. Anume, de ce trebuie să învățăm să gândim critic? Cei care ne manipulează întotdeauna fac erori logice intenționate, dar ne dau impresia că au argumente logice. Sunt, din cauza asta, Aristotel, de exemplu, când a scris logica lui Organono, scopul a fost ca oamenii să nu fie manipulați de avocați, asta și de politicieni, asta a fost scopul, ca și la Socrate, cu argumente pseudologice, cu sofisme. Termenul este sofism, da? Deci, vii cu ceva ce pare foarte logic. Dar, în realitate, acolo este o eroare logică și eu cred că este foarte bine să învățăm care sunt uh, erorile logice pe care le folosește cineva ca să ne manipuleze, să aibă impresia că are dreptate, e foarte logic, dar, de fapt, nu este cât de puțin logic. Da? Scuze-mă o secundă, dar dacă scopul lui este bun și crede în el, nu, 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 absolut. Aici e aici, aici ai răs a dat răspunsul cel mai bun lui lui Cristian. Cristi uh, Pentru că toți care au, care au dus Biserica Evoluimului la tiranie și la Inchiziție au crezut în scopurile lor și și-au bune. Deci sunt lucruri etice care nu trebuie să le faci niciodată. Eu cred că niciodată nu trebuie să încerci să manipulez. Poate manipulezi fără voia ta. Asta e altă problemă. Dar să pleci deja cum ne învăța pe noi, și, mă rog, cum se învăța în seminar, cum a spus, uh, 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 a, spus Cristian, că se învăța în seminar cândva va uh, cum să îi conduci pe oameni la decizii. De fapt, deliberat erai învățat să manipulezi. De ce? Fiindcă să suflet. Asta eu cred că trebuie absolut total exclus. Atunci, cu ce ne deosebim de, de marile corporații care vă să-și vândă marfa? De marile de, de, de politicieni, de televiziunea prin cablu, de, de Zuckerberg, de, de Musk cu Twitter acum. Prin ce ne deosebim de ei atunci? E uh, nu, Silviu, 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 dar o, o, scurtă în okay, Acum 20 de ani, 30 de ani, nu mai știu când, Aurel Ionică și apoi Lucian Cristescu a ținut Limbajul alinării. Limbajul alinării. Și da. noi veneam pe la București, l-ascultăm pe Cristescu și pe Ionică cum vorbea despre, despre tehnicile astea ale alinării. Era o manipulare? Doar atât vreau să-mi problema care este, erau tehnici psihologice bazate în general pe tehnici de counseling americane, a plecat în Biserica Adventistă. Uh, diferența este, pare că Ionica aici a fost mai aproape de adevăr decât Cristescu, zic eu. Uh, aceste tehnici care au fost dezvoltate în Statele Unite de counseling, în general au plecat de la ideea că trebuie să ai încredere că omul, el sigur, poate să-și găsească drumul în viață, are resurse pe care le poate folosi tu trebuie să-l ajuți să își găsească aceste resurse și să îl încurajezi să le folosească. Nu să folosești astfel de tehnici ca să schimbe teologia sau viziunea politică. Acum, Ionica Orel, în opinia mea, a adus o idee bună în, în atunci România, o idee nouă. Uh, erau biserici în America care încercau să facă diaconie pe sistemul acesta. Omul trece printr-o traumă, ascultă l încearcă -l să l să-și vadă problema cu mintea clară, să se desprindă de tensiunea de moment care întunecă mintea, să-și găsească, cum să zic, să -și găsească drumul și soluțiile. Dar ideea era să lași pe el. Pe când a lucea încrisesc o altă problemă. El vrea ca acest limbaj al alinării, cum era folosit termenul, să fie folosit pentru a-l aduce pe om sub controlul pastoral sau, sau la dogma bisericii, să-l să ducă la, la... Mă rog, să, să fie mântuit prin manipulare. O, aici o contradicție. Mântuirea mie mi se pare este eliberarea minții, Asta e primul pas în de mântuire. Deci manipularea nu te poate duce la mântuire. Dar limbajul alinării, eu zic că a fost o chestie bună. În România noi nu știam lucrurile acestea. Ionică le-a adus. A fost o treabă bună, dar limbajul nu era cu scopul să te facă pe tine să devii credincios sau mai spiritual și așa mai departe. Nu era niciun caz să era scopul. Scopul era să-l ajute pe om să-și descopere propriile resurse, să aibă încredere în el, însuși și el însuși să-și descopere soluția. Deci, în limbajul alinare ceea ce era esențial, tu nu-i spuneam lui, fă așa ai gândește puțin ce ar trebui tu să faci. Da? Bun, gândește care sunt consecințele, de exemplu, de limbaj alinării. Am practic așa multe chestii. Vine o, o, femeie la mine, eram în, 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 România, că ea vrea să divorțeze. Și România fiind, ar răspunde, ar fi să sora, nu, niciun caz să nu faci așa ceva, că tăia ăla, nu știu ce, nu acceptăm. Eram sub influența lunică și atunci am spus, de care e chestia? Gândește puțin, hai gândește puțin, care vor fi consecințele dacă tu divorțezi? Păi crezi că mai iartă sau nu mai iartă Dumnezeu? Hai să lăsăm problema cu Dumnezeu la o parte, da? Dar să gândim la consecințe. Deci copiii tăi sunt la vârsta acum de vreo 10 ani, peste câțiva ani vor intra în adolescență, vei fi singură cu ei, și vor fi niște probleme, mai ales că lumea se schimbă în România, vezi că lumea se schimbă, valutăritul se schimbă, vei avea niște probleme. După aceea, cu siguranță că te vor de biserică. Deci, o să mai excluzi. nu, nu cotează. Zic că tu, psihologic, ești pregătită să suporți excluderea. Asta e întrebarea. Păi crezi că Dumnezeu mă exclude? Nu, nu știu nu să Dumnezeu aici. Tu psihologic ești pregătită pentru că este asta, da? După aceea, Chiar crezi că nu se mai poate face ceva pentru că sătoria ta pune în balanță ce câștigi dacă divorțești, ce câștigi dacă rămâi, ce pierzi dacă divorțești, ce pierzi dacă rămâi. Atunci am văzut exact tehnica care a învățat-o de la Ionica și am lăsat-o pe femeie să-și aleagă ea drumul, pe când poziția ortodoxă ar fi să o manipulez ca să facă ce spune biserica. Deci, de limbajul alinului, cred că a fost o chestie bună. Scuze-mă, Daniel, continuăm. Da, da, ok. Uh, uite, Edi fără falsă modestie și nu mă întrerupe, eu cred că dacă tu nu erai adventist, probabil erai un Patapievici, un Noica, Era în zona filozofică, așa te văd eu. Așa. Doamne ferește! Doamne da. ferește. Da. <laughs> okay. Okay. Ai ajuns pastor, eu te urmăresc de foarte mult timp, așa cum știi, predicile tale sunt mai mult raționale decât afective, este adevărat lucrul ăsta, din totdeauna foarte mult sună doi obositor, dacă dacă ai, ai, ai întors capul puțin, nu mai poți să l urmărești, pentru că ai pierdut deja câteva cuvinte ți-au uh, ți lipsit și nu mai pot urmări, nu mai poți urmări în continuare. E. Acum ești aici, ai niște idei, să zic, noi revoluționare oarecum pentru biserica adventistă? Tu le prezinți aici, le prezinți și în altă parte? Întrebarea mea este tu nu folosești tehnici de manipulare ca să-ți prezinți teoriile tale care sunt oarecum noi și revoluționare în fața adventiștilor? Pe câte știu, de câte dau seama, nu, Daniel. Anume, ce vreau să zic este, mai întâi eu nu cred că sunt revoluționar, cred că, cred că biserica e reacționară. Adică, când ești un conservator într-o biserică reacționară, par radical revoluționar, dar nu ești, știi? Deci, asta e poziția mea și lucrul la ideile mele. Acum, poate că eu nu zic că toți trebuie să predea să am, să e stilul meu. Așa sunt eu. Asta sunt eu, da? Alții pot predica altfel. N-am nicio problemă dacă cineva zice că sunt obositor. Poate că se pe alții și publicul meu totdeauna este destul de limitat, dar problema este că există și în biserică, există oameni care vor cumva o abordare rațională și trebuie să existe și astfel de abordare. În ce privește manipularea, Daniela, încerc să fiu sincer față de mine însumi. Adică să nu spun lucruri care nu le cred și nu, dacă aduc un exemplu care, să zic, să stimuleze ceva emoțional, nu consider că este manipulare. Uite, e un exemplu, este un, un, un film american, A Time to Kill, făcut după un roman de, de uh, John Grisham. Uh, este un timp de a ucide și un timp de a, mă rog, din Eclesias, un timp pentru ca să ucizi, da? Și e vorba despre un negru care a doi albi redne îi viorează fetița și te pui omoară. Și, ah, da. da. și toate argumentele logice pe baza legii, nu, nu, e vorba de sudul segregat, în Mississippi, anii 60 sau 50 chiar segregat. Toate argumentele logice ale avocatului nu pot să îi convingă jurul alb să aibă puțină leniență față de acel tată care i-a omorât pe amândoi, că i-a violat fetița. Și la un moment dat, când încheie ultima, la ultima lui prezentare în fața jurului, el nu mai apelează la lege. Spune altceva. Vă rog, închideți ochii. Imaginați-vă fetița strigând, violată de acești doi tipi, strigând după tatăl ei, care nu este acolo. Și acum vă rog frumos, țineți-o închigiți imaginați-vă că este albă. Atâta vă cer. Când luați decizia să vă că este albă și ăștia juriu a anulat, de fapt, împotriva legii la achitat pe pe negru respectiv. Problema este că a fost manipulare, Nu eu cred că a fost o deschidere de ochi. Aici e problema. Deci, acel juriu de alb de Mississippi nu puteau considera că o persoană de, de, de culoare este Om așa cum sunt ei. Avea ideea aceasta, avea prejudecat asta, că uh, și, e, practic, i-a obligat să recunoască umanitatea acelei fetițe, uh, ce nu trebuie să închidă ochii să-și imagineze că este albă. Pentru că dacă este că neagră, nu o vede o coamă. Atunci, e o manipulare, nu e o manipulare, zic eu. Este o anumită tehnică persuasivă de a pune brusc pe om în fața unei situații care obligă mintea lui să, să vadă lumina. Problema cu mintea umană, fiindcă a pus, ce ne-a pus, Vili, a pus niște întrebări aici. Problema cu mintea umană este că nu gândești doar algoritmic, că sunt algoritmic când înțeleg logic, da? Deci noi gândim logic. Este ca un computer cu 0 și 1, cu bits, cu toate chestiile, cu portaluri de adevăr. Noi gândim, noi gândim logic, algoritmic. În același timp, Omul are capacitatea să vadă adevărul fără logică. E un fapt recunoscut în teoria, în matematică, de cel mai mare matematic al secolului 20, Kurt Gödel, de exemplu, că omul are puterea să vadă lucruri care nu pot fi demonstrate matematic. Și de multe ori după aceea, în ce să demonstrezi matematic după ce le-ai văzut? Așadar, anumite, într-o anumită prezentare, cum a făcut acel, acel, avocat sau un, un politician, poate să vadă, sau un predicator, o anumită prezentare, el îi pune pe oameni în fața unei situații care apare ca un șoc și dintr-o dată îl obligă pe om să vadă ceva ce nu a văzut înainte. Aia nu e o demonstrație logică. Însă nu înseamnă că a fost manipulat. Iisus folosea metoda asta. Nu? Deci, uite, ia pilda Samaritanul e Manipulare, când la un moment dat dă exemplu cu Samaritanul Milos, da, așa, așa, și pormânt întreabă cine a fost aproapele lui, da? Gândește puțin logic, deci dacă Samaritanul nu e aproapele tău, atunci cum se face că el a fost aproapele iudeului când a fost la necaz? Deci poate sau nu poate să vezi Samaritanul aproapele tău? Iisus nu face o demonstrație logică acolo. Practic îl pune în fața unei situații ca să vadă, știi, să deschidă ochii. Și uh, cred că asta nu înseamnă manipulare când folosești anumite exemple care aprează și la emoții, aprează la emoții, cred dar zic eu sunt deschizătoare de ochi. Din deschizatare de ochi și vezi lumina. E drumul spre Damasc, să zic. Probabil că și noi am avut experiența drumului spre Damasc într-o versul nu ca o viziune. Apropo de întrebare lui Veli, nu ca o viziune. Dar la un moment dat am văzut lucrurile într-o perspectivă nouă, brusc. Zic, am văzut lumina. S-a întâmplat treaba asta. Convertirea mea a fost un astfel de eveniment. Eu am avut-o. Nu a fost nimic supranatural. Dar dintr-o dată am zis, opa, stai puțin, că asta este, nu, nu, nu e așa cum am gândit eu până acum. Bun. Deci n-a fost o manipulare, când n-am făcut-o independent, nu m-a manipulat nimeni. Dar există situații din astea pe care le, cineva le poate, le poate oarecum genera, le poate stimula folosind o anumită metaforă, o anumită comparație, o anumită, anumită întâmplare pe care o povestește o anumită emoție îți deschide ochii. Avocatul care a spus a schimbat emoțiile lor. I-a pus să închidă ochii să mai vadă pe neacă să vadă albă. Ce simți față de fata aia albă, violată? Tu ca tată, ești tatăl ei. Bun, asta simte și negru față de fetița lui, chiar dacă are alt pigment. Edi, înainte ca să închem, am mai văzut un, un comentariu pe chat legat de zecime. Vreau să te întreb, dacă eu am niște bani și dau lui Dumnezeu, crezi că Dumnezeu o să mi dea înapoi, eventual însutit, înzecit, o să-mi dea mai mulți bani? Acum, în mod sincer, nu, 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 neapărat că îi dai la biserică, că dai, să zicem că dai de o formă, îi dau lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu mi dă înapoi mie și îmi dă mai mult? Pentru că este asta un mesaj manipulativ o... sau este un adevăr în chestiunea asta? Mai e indiferent dacă Dumnezeu ți dă sau nu înapoi, dacă tu îi să dea uh, ție, când spui să dai la biserică, dai la Dumnezeu, când spui dă lui Dumnezeu, dar de fapt mi dai mie într-un fel sau să organizației mele, Dumnezeu ți va da înapoi. E manipulare, clar. Indiferent ce va povesti o mie de experiență. Când eu am o organizație, și spun, băi, dacă tu dai la organizație, mi-a înseamnă că dai lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da înapoi. Te va face milionar. Aia e clar că e manipulare. Deci, deci... miroase clară manipulare. și deci, nu trebuie să, să, te uiți la mirosul. <laughs> <laughs> uh, Cristian, ai ridicat mâna, probabil că vrei să comentezi ceva. Un șobolan mort acolo, nu ceva e putre dar e marca, adică un șobolan mort sub canapea. Cum adică? Vi, dă de la mine că-i dai lui Dumnezeu, Dumnezeu să dea înapoi. Apelez la, de fapt, interesant, nici măcar apeles la idealismul omului. Domnule, dă dă, uite, eu o cauză bună, merită să dai pentru ea. Nu, dă fiindcă să va da înapoi Dumnezeu. Dar dă -mi mie. E clar, e scocărie. Da, e, da. avem exemplu cu Ilie sau nu știu cu cine, cu, cu văduva din Sarepta, ce dă mie să mănânc și unde lemnul nu s-a mulțit. Și... Foarte bine, da. Așa am auzit de multe ori, indiferent în ce context apare, ce context apare această istoria lui Ilie și indiferent în care e mesajul ei, că Biblia este interpretabilă, se poate interpreta, când cineva apelează la exemplul ăsta și spune dă mie întâi și pot să dau un exemplu foarte, foarte popular și binecunoscut, da? dar nu vreau să dau acum, da? când spune ia de pe cata de când și dă mie dă mie, da, și ea și de pe care de crește orice iată dată și dă mie, atunci, pentru că Dumnezeu va avea grijă de tine, omul acela deja că a dus argumentul să nu mai vreau să mai întreabă cu el. Da. Cristian, poți să drumul? Un lui? mesaj rațional când un pastor vede că intrările în biserică financiare sunt din ce în ce mai mic, ar fi așa. Fraților, biserica are nevoie, avem anumite proiecte, haideți ca să ne angajăm să dăm. Este un mesaj rațional, dar când vii în fața bisericii și zici exact cum ai zis dumneata dă-mi e mai întâi, sau dacă din contră, dacă nu, nu dai, Dumnezeu te pedepsește, trimite custa, molima și citezi de acolo din Vechiul Testament asta e tot manipulare și omul va trăi în frica asta că dacă nu dă zecime și se întâmplă când cineva n-a dat zecime și a pierdut portofelul cu bani. Uite, vezi, m-a pedepsit Domnul. Deci starea de frică continuă, asta este manipulare. Adică un, cred eu așa, un mesaj rațional este așa, domnule, arăți omului că biserica sau comunitatea locală are nevoie. Trebuie să dăm. Sau dăm pentru ca să facem bine cuiva. Nu neapărat ca să-l facem adventist, Dar exact. e omul nevoie. Trebuie ajutat. Exact, exact. Da? Și un mesaj rațional și asta e și manipulare. Când, indiferent că îi zici că vei primi în zecit sau că vei pierde, că te pedepsește dracu sau domnul sau cine te pedepsește că nu dai, ăla este un mesaj manipulativ și nu are ce căuta. Vorba, uh, fratele ei, pute, pesteciune. Da, Cristi, uite puțin la o treabă. Deci, sunt atei care dau din, exact. din empatie. Ieri am citit un studiu care m-a șocat. În Statele Unite e o de foarte religioasă, dar segmentul de, 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 vot care crește cel mai repede este agnostici și atei. Sau creștini, creștini nefundamentaliști, dar creștini liberali. Deci e segmentul ăsta, atei, agnostici creștini liberali care nu sunt fundamentaliști. Și ei compara cu evanghelicii, care sunt așa, evanghelico care sunt foarte... Ce au observat studiul? Aceștia dau mai mult. Deci, în toate problemele dezinteresate, de exemplu, ești în Chicago, dacă e un proiect ca să cureți orașul de homeless, să dai, să dai ceva, pentru a le forma, de exemplu, un, un, un tip un, s-a apucat acum să facă un proiect să le dea corturi la Homeless, să le facă corturi, să aibă un fel de camping, da? Le faci un camping, nu le faci carte, le faci măcar camping. Dacă era să de proiect, vei vedea foarte mulți oameni fără Dumnezeu care dau, care dau, și zic, no, da, face și să facem și bucătărie nu știu ce. Eu trec cum aș spune că nu mie e milă de el, vreau să știu că are și el unde să se culce noaptea, măcar într-un cort. Dacă îl întrebi pe un în creștin și ce spune, Domne, prin orașul nostru de Hormis ar trebui să ia poliția, să se ducă undeva să nu mai văd. Asta spune creștinul. Să-i aresteze, să se ducă undeva, nu mai văd. Să facem pușcărie, să nu mai văd, să nu mai deranjeze pe mine, că e vina lor că s-au dat pe brața satanei. Deci, deci, cum poți tu să vii cu chestia asta când sunt oameni fără Dumnezeu care dau, fiindcă vor să un ideal bun sau din empatie, și tu vii Fiindcă îmi dă Dumnezeu înapoi, eu fac târg cu Dumnezeu, să-i dau lui Dumnezeu bani și, și dă înapoi cu dobândă. Da? Păi este o, o chestie... Aș zice că mântuirea este până... până în față, absolut, până în e total... Dar a la, deci, pentru o cauză nobilă, apelez la sentimente joșnice, adică apelez la lăcomie, da, că Dumnezeu îți dă mai mult, acum și dă și pe ăla, că să-ți dea Dumnezeu mai mult, în schimb. Păi dea lui Dumnezeu. Dacă chiar așa Dumnezeu poate dă așa cu o mână, să-i dea la renorocitor să mai treacă prin tine, nu? Așa nu că te pune la încercare Dumnezeu. Da. Dacă mai sunt și alte întrebări. Frate Edi, după întâlnirea aceasta am o problemă și am nevoie de un sfat, dar aș vrea ca să doar noi doi. Cum putem face? Vă pot răpi acum sau altă dată când aveți timp. Cu multă plăcere. Acum trebuie să plec, trebuie să mă duc la un nursing home, că eu un bătrân care a avut un stroke. Trebuie să mă duc acolo. Da? Cu multă plăcere, uh, Chris. Ai e meu? Nu. Nu l-ai? Să-i -ai Uh, Silviu, tu l-ai? Da, eu l-am. Da, el, el tu Cristi, da? Ok. Da, Cristi, bine, bine. Poți să notezi telefonul meu, îmi trimiți un mesaj pe WhatsApp și... Sau pot scrie acum pe chat pe meu și îmi trimiteți dumneavoastră, nu știu cum să. Eu acum, deci nu pot, n am... Am înțeles, gata, lasă, lăsați. Da, de lui lui Elisegă și va face, da? Bun, și discutăm, mulțumesc da? Mulțumesc frumos, mulțumesc. pe telefon și vedem cum, da? Uite dacă trebuie să, să fug la, la un nursing home, că a avut cineva un stroc și trebuie să mă duc la el, da? Notează telefonul meu și vorbim pe WhatsApp, da? 626 826... Eu 7. pot să plec, că mă grăbesc, da? Eu vă spun la revedere, că trebuie să plec. La revedere, Iedin. Da? La, 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 la revedere. 826 709 Și ce prefix, nu știi? 0034 0034 Ok. Fain. La revedere. O seară frumoasă. La revedere.